Frați și surori, vă invit în semn de respect pentru Evanghelia Domnului să vă ridicați în picioare. Citim cuvântul Domnului din 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, prima parte. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, prima parte. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Sunt bucuros și încântat să fiu cu dumneavoastră în această seară prin mila Domnului. Ocazie cu care vreau să vă salut, să vă binecuvintez pe toți. Să-i mulțumesc Domnului că ne-a ținut în viață și pe mine și pe dumneavoastră. Noi suntem într-o călătorie, când spun noi, mă refer la soția mea, la familiile Brazovan, Denis și Laura, Juravlea, Dorin și Anca. Suntem într-o călătorie de evangelizare care a început în Portugalia și care se va încheia mâine seară în Austria. Și am profitat de această ocazie să ne revedem vechi prieteni, să vizităm bisericile Domnului, unde am slujit cu mai mult timp în urmă, inima noastră fiind legați de oamenii aceștia, de locurile acestea. Cu această ocazie vrem să vă aducem salutări de la biserica pe care noi o slujim, pe care ne bucurăm, Biserica Betania din Chicago. Vă aducem salutări de la rudele, prietenii, cunoscuții dumneavoastră, care se închină acolo împreună cu noi. Vreau să mulțumesc soției mele pentru că este cu mine și tovarășilor mei de slujbă, lui Denis și Laura. Ei sunt oameni de nădejde în biserica noastră. Denis și Dorin sunt membri mai tineri ai comitetului bisericii noastre. Fratele Daniel este liderul unui grup de închinare. Sora Laura dirigează corul de fete. Dorin este unul dintre liderii departamentului de tineri. Și prin harul Domnului îl slujim pe Dumnezeu acolo, după cum dumneavoastră îl slujiți pe Dumnezeu aici. Mă bucur să-l revăd pe fratele Peșel, prietenul meu, un om a cărui inimă a fost lipită de inima mea și inima mea a fost lipită de inima lui, pe sora Laura, familia lor, pe mulți dintre dumneavoastră, alături de care am avut experiențe frumoase, mai de mult, în anii în care am locuit în partea aceasta a lumii. Vreau pe toți să vă salut. Față de fiecare dintre dumneavoastră sunt recunoscător pentru faptul că ați făcut parte din viața mea, ați desăvârșit slujirea mea, mi-ați fost de ajutor în multe situații, v-ați deschis inima pentru mine, unii dintre dumneavoastră casele, ați luat parte la lucrarea în care eu am fost implicat în România și vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste lucruri. De multe ori mi-am adus aminte de dumneavoastră, mai ales în anumite momente mai complicate pentru mine. Am ajuns acum să vă revăd și inima mea se recorește într-un oarecare fel. Și mulțumesc Domnului pentru clipele acestea. Aș vrea acum să-mi îngăduiți, cu toată modestia și în egală măsură cu toată responsabilitatea, să împărtășesc cu dumneavoastră cuvântul Domnului, potrivit îndemnului pe care Duhul Sfânt l-a pus în inima mea. Și dumneavoastră, la sfârșit, veți putea confirma dacă afirmația mea făcută acum este sau nu adevărată. Privind la versetul acesta din Scripturi, constatăm că oamenii lui Dumnezeu trebuie să-și verifice sănătatea, existând riscul să se îmbolnăvească. Noi ținem la sănătatea noastră, în ciuda faptului că viața este grea, este cel mai frumos lucru pe care îl avem. Și oricât ar fi de grea, niciunul dintre noi nu vrem să renunțăm la ea. Ea ne place, grea sau ușoară. Motiv pentru care starea de sănătate a fiecăruia dintre noi este extrem de importantă. De aceea mergem la medic, înghițim tot felul de boabe, de medicamente și, în general, vorba lui bunica, ne căutăm. Ne căutăm la doctor. Deseori, mai ales după ce treci de 40 de ani, mergi mai des la doctor să-ți facă tot felul de analize, tot felul de raze, de radiografii. Dacă există în lumea fizică acest interes pentru sănătate, pentru că viața presupune muncă, efort, sacrificiu, vise care trebuie împlinite
Și numai când ești sănătos poți să realizezi aceste lucruri. Dacă noi suntem interesați de sănătatea noastră fizică, în egală măsură trebuie să fim interesați și de sănătatea noastră spirituală. Dacă boala fizică duce la moarte, la pierderea vieții, boala spirituală duce la moartea spirituală, adică la moartea veșnică. Așa cum la anumite perioade de timp ne verificăm sănătatea în mod sistematic sau în urma unor simptome mai neplăcute pe care le avem, tot la fel, în mod sistematic și împinși, determinați de crizele vieții, noi suntem îndemnați de Domnul să ne verificăm starea sănătății spirituale. În perspectiva prevenirii unor boli incurabile, grave, care ar pune în pericol viața noastră spirituală, viața noastră veșnică. O persoană care neglijează toate sfaturile medicului privitoare la sănătate, o persoană care este atât de tare încât niciodată nu are nevoie de medicamente, nu vrea niciodată să meargă la doctor, el nu face colesterol și așa mai departe, persoana aceasta riscă să se îmbolnăvească, să nu știe și să moară prematur. În ciuda faptului că noi spunem că omul moare când vrea Dumnezeu. Câteodată mai murim și când vrem noi. Este înțelept pentru orice om să vegheze în limitele posibilităților omenești asupra stării lui de sănătate fizică și cu atât mai mult este înțelept asupra unui creștin, unui om născut din nou, care are o viață spirituală pe care trebuie să o întrețină în bune condiții pentru ca performanța lui în viața aceasta spirituală să fie maximă. Bolile apar deseori în mod natural, inexplicabil, alteori datorită condițiilor de mediu, microbilor, virusilor, uneori datorită nerespectării normelor de viață. În seara aceasta vreau să predic despre un creștin care își face o consultație spirituală. Acesta este titlul predicii mele, consultație spirituală. Aș vrea să privesc în Biblie împreună cu dumneavoastră, să folosesc câteva exemple, încerc să le explic și mai apoi să le aplic la viața noastră în perspectiva unei decizii pe care fiecare dintre noi să o luăm. În legătură cu acest subiect aș putea să folosesc multe texte biblice, multe exemple. Am ales însă să vă prezint 7 teste pe care un om care vrea să-și verifice sănătatea spirituală trebuie să le facă. Nu de mult am fost la doctor, m-am căutat din cap până în picioare, mi-au luat o grămadă de sânge și n-a fost simplu. 2 zile am stat acolo. Mi-au făcut raze, mi-au luat sânge și mi-au făcut o grămadă de analize. Peste 50 de analize. Au fost foarte multe teste. A fost pur și simplu un control de rutină anual. În seara aceasta vreau să vă prezint un control de rutină anual care presupune 7 teste. Aceste teste încep cu testul Efes. Testul Efes este vorba de Apocalipsa, capitolul 2, versetele 1 la 7. El presupune o verificare atentă din partea medicului și după verificarea aceasta atentă, urmează rezultatul. Rezultatul testului Efes este grav. Uitați ce spune Scriptura. Adevărul are o concentrație normală, dar dragostea are o concentrație alarmant descăzută. Sigur că probabil foarte puțin dintre noi ne pricepem cât de cât la medicină, așa că nu are rost să dăm exemple, cel puțin eu nici nu aș fi prea mult în stare. Vreau doar să vă spun că fiecare dintre dumneavoastră știți că în organismul nostru există un echilibru. Să fii sănătos înseamnă să fii echilibrat din punct de vedere trupesc. Ei bine, atunci când un anumit departament al existenței fizice este mai sus sau mai jos,
față de echilibru, de limitele normale, omul se îmbolnăvește. Dacă privim în testul Efes, constatăm că adevărul are o concentrație normală. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, nu poți suferi pe cei răi. Ai pus la încercare pe cei pe care pretindeau că sunt apostoli și i-ai găsit mincinoși? Ai suferit din pricina numelui meu? Acești oameni, din punct de vedere al stării de sănătate spirituală, sunt buni la capitolul, la testul adevăr. Ei sunt niște oameni în adevăr. Ei cunosc scripturile. Ei au discernământ. Ei știu ce este bine și ce este rău. Ei sunt în stare să învețe pe alții. La capitolul cunoașterea și practicarea adevărului lui Dumnezeu, ei sunt sănătoși. Însă una dintre analize este foarte proastă. Dragostea este sublimită și este îngrijorător de scăzută. Scriptura spunea: ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Dacă privim testul Efes, comparându-l cu un trup uman, așa cum deseori Biblia face, din punctul acesta de vedere al unei consultații, dar nu fizice, ci spirituale, vom constata că omul acesta este foarte bolnav. El are o problemă foarte complicată, iar diagnosticul să presupunem că este leucemie prin faptul că o parte a corpului este bolnavă. Concluzia este că omul acesta este foarte bolnav și că trebuie internat. Tratamentul medicului, priviți dumneavoastră care este. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Asta înseamnă 3 pastile pe zi de cercetare personală. Încă o cutiuță de boabe. Pocăiește-te. 3 pastile pe zi de pocăință. Și încă ceva. Întoarce-te la faptele dintâi. 3 pastile pe zi ale lucrurilor inițiale, adică cele de la început. Și haide să revenim înainte de a trece mai departe. Testul Efes scoate în evidență că creștinul care a venit să se consulte stă bine la capitolul adevăr, dar stă prost la capitolul dragoste. El și-a părăsit dragostea ca și comportament zilnic, și pe Dumnezeu nu-l satisface faptul că el stă bine la capitolul adevăr. El este un om lipsit de dragoste, lipsit de compasiune, de omenie, de milă. Nu mai este sensibil. E un om dur, rece, nepăsător. El cunoaște Scriptura, dar o cunoaște ca să-i critique pe alții, să-i judece pe alții și să-i evalueze pe alții. El nu mai are milă de oameni. Îi tratează ca pe niște obiecte. Îi tratează ca pe niște numere. Numărul 1, numărul 2, numărul 3 și așa mai departe. E o astfel de persoană, e bolnavă. El s-ar putea să fie unul dintre membrii bisericii Agape, numărul 1, 3, 4, Betania la Chicago, dar omul ăsta e bolnav. Vreți să înțelegeți că omul ăsta e bolnav? Ăsta are leucemie, ăsta moare. Ăsta nu moare din punct de vedere al nostru. Ăsta mai stă 50 de ani în biserică. Și ăsta mai cântă și mai predică și mai participă financiar. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, al corpului lui Iisus Hristos, ăsta e bolnav. Și Scriptura îi recomandă medicamente. Și spune, de 3 ori pe zi, cercetează-te personal. De 3 ori pe zi, în urma cercetării personale, pocăiește-te cu sinceritate. Și de 3 ori pe zi, încearcă să te întorci la modul spontan de viață, de la începutul vieții spirituale. Când erai caracterizat de entuziasm, de pasiune și nu știai politică bisericească, nu erai ipocrit, erai sincer, erai ca un copilaș, abordai viața spirituală cu spontaneitate. Testul Efes poate demasca o anumită boală în viața unui om. Bine am face în această seară, într-o era a intelectualismului creștin, dacă am trece dincolo de abilitatea de a cunoaște Scriptura, unii dintre noi chiar de a o explica, la capitolul dragoste. Hristos a venit printre noi, motivat de dragoste. Și El a spus, prin aceasta vă vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, urmașii mei, prin faptul că voi veți avea capacitatea să vă iubiți unii pe alții. Dacă eu încerc să-l iubesc pe fratele meu, am motive să nu-l iubesc pentru că el mi-a greșit cândva. Și nu mai merită dragostea mea pentru că m-a trădat cândva într-un fel. Când eram copil fără părinți,
fără frați, fără surori, doar cu doi bunici care m-au crescut. M-am împăcat cu gândul că pe mine nu mă iubește nimeni și că nu merit iubirea nimănui, pentru că aceasta a fost circumstanța copilăriei mele. M-am făcut mare, am devenit adult, m-am convertit, am început să predic Evanghelia și pe lângă prietenii care mi-am făcut o grămadă de dușmani. E greu de explicat și e greu de gestionat această realitate. Însă vreau doar să vă spun că atunci când încerci să iubești pe oameni, doar dacă merită, ai toate motivele să nu mai iubești pe nimeni. Când Iisus Hristos m-a iubit pe mine, n-a avut niciun motiv să mă iubească. Dar absolut niciunul. Nici din punct de vedere intelectual, nici material, nici fizic și nici din alt punct de vedere, n-a avut motive să mă iubească. M-a iubit pentru că a vrut. Iubirea lui a depins de el și eu nu am condiționat cu nimic iubirea lui față de mine. Dacă astăzi vrei să iubești pe cineva, vei găsi suficiente motive să nu-l iubești. Pentru că atunci când iubești, investești, te ostenești, te sacrifici, faci efort și te calci pe tine ca să-l ridici pe altul. Al doilea test este testul Smirna. Același capitol, versetele 8 la 11. Dacă citiți diagnosticul medicului și felul în care a decurs consultația, o să vă mirați că omul acesta este perfect sănătos și nu are nicio problemă. Rezultatele testului sunt perfecte. Știu necazul tău, știu sărăcia ta, dar ești bogat. Diagnosticul este perfect sănătos. Concluzie. Muncește foarte greu, muncește foarte mult, muncește într-un mediu complicat, dar rezistă bine și este sănătos. Tratamentul însă sunt niște sugestii de prevenire a eventualelor boli pe care medicul îi le dă acestui tip de pacient. Și le spune următorul lucru. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Cu alte cuvinte, să nu te superi că ai plătit un preț atât de mare până astăzi pentru că ai sănătatea pe care o ai. Sunt oameni care sunt acum sănătoși doar pentru că au investit în sănătatea lor. Sunt oameni care sunt astăzi bolnavi datorită unor neglijențe personale din copilărie sau din tinerețe. A doua sugestie a medicului este următoarea. Fii credincios până la moarte. Cu alte cuvinte, continuă să-ți păstrezi disciplina privitoare la sănătatea ta și să plătești prețul care ți se cere să fii un om sănătos atât cât depinde de tine să fii un om sănătos. Acesta este testul numărul 2. Testul numărul 3 este testul Pergam, capitolul 2, versetele de la 12 la 17. Priviți, vă rog, care sunt rezultatele testului. Știu că locuiești acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Asta înseamnă că trăiește într-un mediu toxic și periculos. Cu ani în urmă, după ce m-am căsătorit, neavând locuință, m-am angajat în orașul meu, într-un loc foarte periculos, acceptând un loc de muncă cu un risc ridicat, doar pentru că în vremea aceea mi s-a oferit de la întreprindere, de la fabrică, de la companie, un apartament. Mi-am expus sănătatea la foarte multe gaze toxice, pentru ca să primesc acest apartament de care eu și proaspăta mea soție aveam nevoie. Ei, Biblia vorbește aici despre omul acesta care lucrează într-un mediu toxic, expus la radiații sau la alte forme de pericol pentru sănătatea lui. Și spune următorul lucru. Știu că locuiești acolo unde există un grad ridicat de risc. Știu asta. Știu că te expui. Știu că accepți să devii vulnerabil. Știu asta. Asta înseamnă că omul acesta intenționat acceptă pentru anumite motive, asumându-și un risc, să trăiască într-un mediu sau să muncească într-un mediu care presupune un grad ridicat de risc și de pericol. Mai mult de atât, am ceva împotriva ta. Ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam și câțiva care țin de învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. A doua particularitate a acestui test ca și rezultat este următoarea. Tu, în ciuda faptului că trăiești în mediul acesta periculos, tu intenționat
ești neglijent și tolerezi anumiți viruși care sunt periculoși pentru tine. Învățătura lui Balaam și învățătura nicolaiților. Tu ai putea să o eviți. Oricum mediul în care trăiești e periculos. Dar pe deasupra, în mod inexplicabil pentru mine, tu ți-asumi și anumite riscuri. Mi-aduc aminte când lucram în combinatul chimic, tot timpul trebuia să avem o mască de gaze la noi. Și tot timpul o aveam agățată aici undeva la centură. Masca aceasta de gaze era ceva ce se punea pe față și avea aici ceva ce se termina într-un filtru care filtra gazele acelea toxice. Ei, de multe ori ne încăpățânam și nu mai luam masca aceasta cu noi. Aveam la noi o batistă pe care o puneam la nas și pur și simplu respiram prin ea. Dar nu odată mi s-a întâmplat să fie concentrația de gaze atât de mare pe o perioadă, pe un spațiu atât de mare, încât n-am mai reușit să fug. Și uneori am leșinat acolo și exista riscul să mori, să te intoxici. Ei, una este să lucrezi într-un mediu toxic, într-un mediu unde te faci vulnerabil, și alta este să fii neglijent și să tolerezi cu bună știință anumiți viruși pe care ai putea să-i eviți, dar tu îi tolerezi ori din irresponsabilitate, ori din lipsă de veghere, ori din lipsă de cercetare spirituală, ori dintr-o așa numită milă care este slăbiciune. Ei, testul acesta îi spune omului care a venit să se consulte următorul lucru. Nu poți evita locul de muncă unde lucrezi, că de acolo îți câștigi existența. E riscant locul tău de muncă. Dar uite, pe lângă locul tău de muncă pe care nu-l poți modifica, tu îți permiți în mod neînțeles anumiți viruși pe care ai putea să-i eviți. Dar tu îi tolerezi. Pe lângă faptul că ai un mediu periculos, tu accepti și virusii ăștia care îți pot pune capăt vieții. Aș vrea să facem o aplicație practică înainte să trecem mai departe. Trebuie să acceptăm că societatea agrară din România, unde mama rămânea acasă să crească copiii și unde tatăl își punea plugul în căruță și pleca la câmp să seamene porumb și grâu și apoi să muncească pământul și toamna să-l recolteze, toată iarna de când venea zăpada până când se topea, tăiau porcul, mâncau murăturile și varza din putină, din butoi, din vas și așa mai departe și începea stăruința și nu exista televizor și nu exista internet și nu exista mediul acesta nenorocit, materialist, hedonist, plin de păcat, care astăzi ne fură copiii, ne instigă pe noi la ispită, la poftă și la păcat. Astăzi nu mai avem societate agrară de atunci, pentru că am intrat într-o altă eră, o eră tehnologizată. Nu poți astăzi să nu folosești internetul, pentru că viața condiționează prezența lui. Dar butonul de lângă te duce într-un alt domeniu. Acela este un virus la care te expui. El este foarte aproape. Îți trebuie o mare tărie de caracter ca să nu te duci pe acolo. Îți trebuie o motivație foarte serioasă ca să nu te duci pe acolo. În seara aceasta vreau să vă spun următorul lucru. Trăim într-o societate care nu ne ajută să ne sfințim. Și este greu să trecem dincolo de dificultățile normale ale vieții și să stăm într-o stare de neprihănire pentru Dumnezeu. Dar, dacă pe lângă acest mediu complicat de viață ne și permitem din neglijență anumite lucruri care vin în viața noastră ca și viruși, microbi, și ne îmbolnăvim, riscul să ne însănătoșim este mic. Iar cheltuiala să fim operați, să trecem printr-un tratament medical, este costisitoare și neplăcută. Ei, Dumnezeu cheamă pe omul acesta la test și îi spune următorul lucru. Trăiești într-o societate complicată, ai grijă. Nu poți evita, nu te poți duce în munți, acolo trebuie să trăiești. Dar pe lângă aceasta, ai grijă că tu poți evita anumiți viruși și microbi pe care în mod inexplicabil îi tolerezi. Sunt în casa ta, sunt în inima ta, să știi că aceștia te pun jos. Și la 30 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani, tu intri în pământ și îți rămâne nevasta văduvă și îți rămân copiii orfani. Omule, elimină virusii ăștia din viața ta. Tratamentul medicului este 3 pastile de pocăință. Scriptura spune, pocăiește-te. Diagnosticul, îngăduiți-mi să spun, septicemie, infecție foarte gravă. Niște viruși au intrat în corpul omului. Care e riscul bolii? Altfel voi veni la tine și curând mă voi război cu ei, cu virusii,
cu sabia gurii mele. Haideți să trecem la testul numărul 4, testul Tiatira. Observați, vă rog, care este rezultatul testului. Aduceți-vă aminte de Efes. Era leucemie datorită dezechilibrului balanței celulelor. Aici întâlnim acest dezechilibru, dar invers. Dacă la început adevărul era normal și dragostea slabă, aici există dragostea normală și adevărul slab. Dacă în testul Efes oamenii cunoșteau adevărul, dar erau reci și răutăcioși, aici oamenii sunt buni și plini de dragoste, dar sunt confuzi, trăiesc în confuzie, nu cunosc adevărul lui Dumnezeu. Și dacă o întrebi pe sora, de ce te acoperi? Spune, păi așa s-a acoperit și mama. Dacă îl întrebi pe fratele, de ce te comporți așa la rugăciune? Spune, păi așa l-am văzut pe bunicul. Dacă întrebi pe cineva, de ce în viața ta de familie faci așa și nu faci altfel? Spune, păi așa am auzit la predică. Iată dar, oamenii nu au niște convingeri personale. Depind când de un predicator, când de altul, când de altul, când de altul. Și viața lor e o confuzie și o frustrare teribilă. Trăiesc când într-un fel și vine un anumit predicator și le spune că trebuie să se schimbe. Și ei se schimbă. Dar vine din nou un predicator și iar se schimbă. Și fiecare predicator care vine le aduce un alt mesaj, le aduce o altă încredințare, le aduce o altă rânduială și vieții oameni se balansează ca și pendulul de la ceas și toată viața trec de la o stare, de la o convingere la alta și niciodată nu știu cum e bine. Oamenii aceștia nu pot fi niciodată fericiți. Pentru că este îngrozitor să vrei să mergi undeva și să n-ai hartă și să nu știi semnele și pur și simplu să te duci așa la întâmplare, să zici 1, 2, 3, 4, pe aici. Așa, în condițiile astea, doar din întâmplare poți ajunge la țintă. Frați și surori, noi trebuie să cunoaștem Evanghelia. Ca să avem parte de Evanghelie, trebuie să cunoaștem Evanghelia. Trebuie să citim Evanghelia în mod constant. În biserica de unde noi venim, avem obiceiul la fiecare început de an, la așa zisă adunare generală, să facem două lucruri. Primul este să dăm un raport al activităților spiritual-administrative pentru anul trecut. Și absolut toți oamenii care au responsabilitatea unei slujiri în biserică dau un raport Bisericii Domnului. Și întotdeauna începem cu secretarul și terminăm cu păstorul. Și fiecare spune cu lux de amănunte absolut tot ceea ce s-a întâmplat în slujirea lui, însemnând date, numere și așa mai departe. Și în felul acesta biserica poate să-și facă o impresie ce a făcut liderul de tineret. Să presupunem că Dorin, care e unul dintre liderii de tineret, el răspunde de vizitele tinerilor la tineri, la bolnavi și la frații din biserică. Și de fiecare dată el și cu alți câțiva lideri formează echipe de tineri cu care vizitează frații din biserică. În special bătrânii bolnavi, tinerii, dar și frații și surorile. Ei, biserica nu știe că el face asta, că nu o face în timpul serviciului divin. Și atunci când vine la adunarea generală o dată pe an, spune, noi am vizitat atâtea familii, am fost atâția tineri, am fost de atâtea ori în vizită și biserica poate să-și facă o idee despre această activitate, pentru că în această activitate sunt implicați copiii lor. Dar a doua parte a adunării generale este votarea viziunii. Viziunea o face păstorul, o aprobă comitetul și în final o aprobă adunarea generală. Și această viziune presupune tot ceea ce noi vom face în anul acesta la nivel de evangelizare, la nivel de maturizare, de închinare, de părtășie sau de slujire. Și după aceea, fiecare persoană știe ce are de făcut și nu facem nici mai mult, nici mai puțin decât ceea ce ne-am propus. Este important să cunoaștem adevărul. Și anul acesta ne-am propus, pentru că am constatat că oamenii nu mai citesc Biblia singură acasă, am decis să citim în biserică cu toată adunarea un capitol din Biblie. Asta înseamnă că ne ridicăm în picioare cu toții și pur și simplu citim un capitol din Scriptură. Pur și simplu citim un capitol din Scriptură. O dată pe duminică citim un capitol din Scriptură. Să audă și copiii, să audă și grăbiții, să audă și ocupații, să audă și businessmenii, să audă toată lumea, și cel ce are timp și cel ce nu are timp, Evanghelia Domnului. Pentru că dacă lăsăm asta în responsabilitatea oamenilor, oamenii nu mai au timp. Și nici nu mai există o adâncă preocupare pentru Scripturi. Oamenii se mulțumesc cu predica, dar predica reprezintă un punct de vedere al Scripturii.
De aceea e important să citim Biblia. Oamenii aceștia aveau o dragoste profundă. Spunem noi, dragostea e totul. Dragostea e totul când e unită cu adevărul, după cum adevărul e totul când e unită cu dragostea. Dragostea fără adevăr naște monștri. Și adevărul fără dragoste tot monștri naște. Pentru că dacă ai un copil și îl tratezi doar cu dragoste, îl bați până îl bagi în pământ. Iar dacă ai un copil și îl tratezi, invers, dacă ai un copil și îl tratezi cu adevărul, îl bați până îl bagi în pământ. Își pierde personalitatea, se depersonalizează și nu-i bun de nimic. Dar dacă ai un copil și îl tratezi cu dragoste, atunci îl ridici în cer, îl umfli până se desumflă. Biblia vorbește despre acest echilibru dintre dragoste și adevăr care trebuie să guverneze relația de autoritate și de responsabilitate față de cineva. Observăm această formă de leucemie, de dezechilibru al globulelor. La Efes era adevărul bun, dar dragostea era slabă. Aici este dragostea bună și adevărul este slab. Vedeți, când oamenii mor, nu mor că toate organele sunt bolnave. Mor pentru că doar un organ e bolnav. Atunci când un om moare, nu moare pentru că i-a pleznit inima, ficatul, rinichii și bine că nu i-a pleznit și plămânii că murea. Când un om moare, moare că i-a pleznit ceva în el. Ce? Orice. Dacă îi pleznește inima, e de ajuns să moară. Dacă îi pleznește ficatul, e de ajuns să moară. Dacă îi pleznește rinichii, e de ajuns să moară. Ei, Scriptura aici vorbește despre bucățele și spune că dacă o bucățică îți pleznește, mor, omule. Nu te bucura că nu ți-au pleznit toate. Testul Tiatira vorbește despre un dezechilibru. Observați, vă rog, care este tratamentul medicului. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea. Asta înseamnă că membrii bolnavi ai familiei nu vor să fie tratați de doctori. Boala e contagioasă, a luat-o cineva din familie, ea se răspândește la toți membrii familiei, dar ei nu vor să accepte testul și spun, nu, domnule, noi nu credem în doctori. A, boala asta nu se ia, lasă că beau ceai de nu știu ce. Mai mult de atât, membrii familiei care sunt sănătoși trebuie să se ferească de bolile care i-au lovit pe ceilalți și să păstreze atent regimul de viață de până acum. Uitați ce spune Scriptura. Țineți cu tărie ce aveți. Deseori nu m-am simțit grozav din punct de vedere fizic în viață și tot timpul soția mea se pricepe la fierberea tuturor buruienilor din lume, din pământ, de pe pământ și de deasupra pământului, care de care mai amare, și ea le făcea și eu trebuia să le beau, fiecare cu responsabilitatea lui. Și aveam tendința, speriat de riscul unei îmbolnăviri, că o zi, două, trei, beam oricât de amară era. Dar după două, trei zile, cum mă simțeam un pic mai bine, cum spuneam, eu nu mai beau chestia asta, deja mă simt mai bine. Uitați ce spune Scriptura aici. Țineți cu tărie, perseverează. Să nu crezi că dacă ai înghițit două boabe, ești gata. Ține-te tare, perseverează. Dacă un lucru e bun, trebuie făcut mereu. Riscul bolii. Riscul bolii este că boala se va agrava, va suferi foarte mult și în final va muri și omul care e bolnav și toată familia lui care se va contamina de la boală. Uitați ce spune Scriptura. Am să o arunc în pat bolnavă, am să le trimit un necaz mare, o voi lovi cu moartea pe ea și pe copiii ei. Atunci când se îmbolnăvește spiritual tata sau mama sau unul dintre copiii dintr-o familie, să știți că familia aceea nu mai are pace și liniște. Iar riscul să se contamineze și partenerul. Ce se întâmplă? Imaginați-vă un bărbat din biserică, un frate, care a fost un om normal din punct de vedere spiritual în biserică. La un moment dat, începe să aibă ceva împotriva păstorului. Și puțin câte puțin, el începe să-și manifeste această nemulțumire de față cu soția și cu copiii. Soția și copiii încearcă să-l corecteze și nu împărtășesc punctul lui de vedere. Dar el ajunge până la urmă să nu mai vină la biserică, că nu mai suportă pe păstor. El e bun, păstorul e rău. Numai că el îl urăște pe păstor. Iar păstorul iubește. E interesant, dar în sfârșit. Și nu mai vrea să vină la biserică. Și soția nu-i de acord cu el. Dar în timp, soția mai mult ține la soțul ei decât la păstorul bisericii nu știu care. Și începe și ea să împărtășească punctul lui de vedere. Și puțin câte puțin, cancerul care l-a mâncat pe el, începe să o mănânce și pe ea. Pentru că boala asta e contagioasă, dragii mei. Dacă nu iei pastile, dacă nu iei boabe serios și permanent, te pune și pe tine jos. Mai întâi nimicește pe cineva din familie și puțin câte puțin te cucerește și pe tine. Că mai repede ții cu cel care are sânge cu tine decât cu un străin. Chiar dacă e păstor sau dirijor sau lider de nu știu ce.
Aceasta este o mare problemă în vremurile noastre. O foarte mare problemă. Suntem foarte subiectivi. Suntem foarte subiectivi. Și subiectivismul acesta ne costă prin faptul că boala aceasta contagioasă a unui membru din familie o acceptăm și noi și fără să ne dăm seama devenim niște bârfitori, niște răspândaci ai zvonurilor murdare, niște oameni care clevetim, care folosim jumătate din minutele pe care le avem pe telefon să-i bârfim pe alții, să-i ucidem pe alții cu vorba, să distrugem reputația altora, ori din prostie, ori din lipsă de informație, ori din nepocăință, răutate, și nu mi-ajung degetele de la două mâini să explic toate posibilitățile. Frați și surori, este mare lucru să fii om. Și dacă nu ești om, credeți-mă că nu poți fi pocăit. Că atunci când te pocăiești, primul lucru care se întâmplă este că devii om. Mă apropii de încheiere, testul Sardes. Testul Sardes e numărul 5, capitolul 3, deja, versetele de la 1 la 6. Rezultatul testului. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Asta înseamnă că omul ăsta are cancer și nu știe. Eu cunosc câteva cazuri, un om de două ori mai mare ca mine, roșu la față, muncește de rupe pământul și îl doare undeva. Problema asta cu durerea e complicată prin faptul că atunci când te doare tot în alt loc, asta e definiția omului sănătos. Când te doare în același loc, asta e definiția omului bolnav. Și pe omul ăsta îl doare undeva și mâine îl doare tot acolo și poimine îl doare tot acolo și omul se alarmează. Se duce la doctor și doctorul întreabă, ce ai, domne? Păi mă doare undeva. Dar te văd bine. E adevărat, dar mă doare. Și când îl pune la aparate, tumoare, cancer. N-ați auzit de astfel de situații? Nu s-ar fi gândit nimeni că omul acela e bolnav. După toate aparențele, după toată percepția, omul acela e sănătos. Să nu mai vorbim că poți să spui, domnule, dar ieri a fost cu mine, cu o săptămână în urmă ne-am urcat pe munte, am fost la schimb, sau cine știe ce alte dovezi de sănătate și de forță fizică. Și totuși se duce la doctor și vine nemilosul diagnostic. Cancer. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă te duci odată la doctor în viață, întotdeauna te duci ultima oară. Dar dacă te duci din când în când, poți să previi din fașă anumiți microbi, anumiți viruși, anumite tumori, anumite boli, care încearcă să-și facă loc și le iei de la început și pentru că sunt mici, le poți tăbărâ. Adică le poți opri, le poți nimici. Dar dacă aștepți când cucerește teren, cât și-ți înghite și plămânii și inima și ficatul și se împânzește peste tot, atunci, în orice țară te-ai duce, tot mori. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că întotdeauna păcatul are o grămadă de rude și îl trimite pe cel mai obraznic, care știe să se prefacă și pare cel mai inofensiv. Și el vine și se așează acolo și noi îl acceptăm că nu-i mare lucru. Dar el devine un spion. Dumneavoastră știți cei mai mulți că lucrați pe computer, ați văzut cum se virusează un computer. Trimite un document, în spatele lui, agățat și ascuns, este un spion și spionul acela deschide porțile cetății noaptea și vine armata vrăjmașă și intră în cetate și taie capetele la toată lumea. În viața unui om se ascunde un păcat mic. El vine și pentru că e mic, pentru că e singur, nu-i dai foarte mare importanță și spui, nu-i mare filozofie? Dar el maschează o grămadă de tendințe păcătoase care în timp își fac apariția. Și uitați care este problema la testul Sardes. Ai impresia că ești tare, ai impresia că ești bun, ai impresia că ești competitiv și dintr-o dată păcatele ascunse ies în față și te pun jos. Aș vrea în seara aceasta să vă sugerez următorul lucru. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Haideți să ne uităm la viața noastră, la preocupările noastre, la anturajul nostru, la relațiile noastre, la prioritățile noastre, la valorile noastre și să ne verificăm permanent, pentru că noi suntem oameni. Să știți că într-o zi boala va veni și la noi. Nu știu dacă la genunchi, la umăr, la cot, la ficat sau la cap, dar undeva va veni. Că toți oamenii se îmbolnăvesc. Să te îmbolnăvești e normal, pentru că omul se naște ca să moară. Și moartea face parte din viață. Este una dintre componentele ei. Tot la fel, păcatul, ispita, pofta, toate acestea încearcă să ne cucerească pe noi.
Și dacă nu suntem atenți, ele câștigă teren. Vă sugerez în această seară, frați și surori, să ne verificăm mai des. Nu e nicio problemă dacă apare o durere și o poți rezolva. Dar dacă apare o durere și mor din cauza ei, atunci este un pic mai grav. Tratamentul medicului la testul Sardes este destul de mare, destul de complicat. El presupune o grămadă de medicamente. Uitați-vă, vă rog, în Scriptură. În primul rând, o perioadă de carantină. Spune Scriptura, veghează. Apoi, 3 vitamine de întărire pe zi. Întărește ce rămâne care este pe moarte. Apoi, 3 pastile de pocăință. Pocăință. Și apoi, atenție mare asupra sănătății pe care până acum ai neglijat-o. Spune Scriptura, dacă nu veghezi, și aceasta are tentă de avertizare în perspectiva amenințării. Dacă nu veghezi, și Scriptura spune, ce se va întâmpla dacă nu veghezi? Ne apropiem de penultimul test, testul Filadelfia. Versetele 7 la 13. Rezultatul testului sunt ca al Smirnei. Sănătate perfectă. Uitați ce spune medicul. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Diagnosticul perfect sănătos. Ultimul test, Laodicea. Acesta este un test mai complicat, iar rezultatele lui sunt îngrijorătoare. Rezultatele sunt următoarele. Nu ești nici rece, nu ești nici în clocot. Ce ar fi să te duci la doctor și doctorul să spună următorul lucru? Nu ești nici sănătos, nici bolnav. Ce ai înțelege de aici? Persoana aceasta însă se laudă foarte mult cu sănătatea. Uitați ce spune Scriptura. Sunt bogat, nu duc lipsă de nimic, dar tu nu știi că de fapt ești altfel decât cum crezi tu. Omul acesta avea despre sine părerea că este foarte sănătos. Eu am avut tot timpul o constituție fizică, în ciuda faptului că nu sunt un bărbat foarte mare, foarte robust, am avut o constituție fizică foarte puternică și m-am pretat și la somn, și la nesomn, și la mâncare, și la nemâncare și am putut să mănânc orice, oricând, oricum, fără niciun pic de problemă și să dorm și în picioare și culcat și cum a fost nevoie. Am exagerat un pic, dar am vrut numai să pun în evidență faptul că Dumnezeu mi-a dat harul să nu fiu așa pretențios și sensibil. Niciodată n-am crezut că eu o să am nevoie de ochelari. Niciodată. Mă că de vreo 2 ani, tot întind mâna mai mult ca să citesc, până când am întins-o de tot și parcă aș vrea să mai întind un pic și nu mai mi-ajunge. Și m-am dus la domnul doctor și mi-a spus că eu trebuie să-mi cumpăr ochelari. Numai când am mai făcut 40 de ani am avut un șoc ca ăsta. Nu știu dacă ați ajuns vreodată la 40 de ani, dar când o să vi se întâmple lucrul acesta, o să aveți o problemă. Pentru că schimbarea acestui prefix, și sigur că urmează 50 și așa mai departe, cine mai apucă, este foarte complicat. Ei, la fel se întâmplă când realizez că trebuie să porți ochelari. Mă refer la o oboseală a ochiului, care este normală după 40 de ani. Eu n-am crezut vreodată că o să am nevoie de ochelari. Ce am vrut să spun? Am vrut să spun că am avut o părere foarte bună despre mine. Din punct de vedere al sănătății. Eu am zis, eu mor și mor fără ochelari și văd bine. Noi oamenii, de obicei, avem încredere în noi. N-ați observat că atunci când sunt mai multe persoane într-o mașină și unul conduce, la fiecare dintre ceilalți le trece prin cap, dă-te-mă la o parte, lasă-mă pe mine. Dacă mai multe femei gătesc, la fiecare, dacă mai multe femei sunt într-un loc unde una gătește, la fiecare le trece prin cap, dă-te la o parte și lasă-mă pe mine, că parcă nu faci bine, nu le împachetezi ca mine. Fiecare femeie crede că ea face cel mai bine sarmale. Fiecare bărbat crede că el conduce cel mai bine mașina. Și în general noi avem o impresie, despre nimeni n-am o impresie mai bună decât despre mine. Și toată viața m-a închinuit să am o impresie mai bună despre Domnul decât despre mine. Și dacă sunte sincer, la fel ca mine, uneori am avut probleme chiar și cu lucrul ăsta. E foarte jenant să spunem asta, că nouă nu ne place să recunoaștem lucrurile care sunt negative. Dar inima aceasta în care ne încredem vinovat de mult, e nespus de înșelătoare și nu vrea să dea credit nimănui în afară de mine. Ei, așa este pacientul ăsta de aici. Ăsta a crezut că moare sănătos și moare de sănătate. Și Scriptura îi spune următorul lucru prin medicul care îl consultă. Care este tratamentul?
te sfătuiesc să cumperi de la mine. Asta înseamnă că trebuie neapărat să cumperi medicamentele pe care doctorul, pe care medicul ți le prescrie. Să te duci la farmacie urgent și să ți le cumperi. Fără să spui... Când eram mai mic, am avut o experiență neplăcută cu o măsea. Probabil mulți ați avut experiența asta. Mi-a fost frică de medic și mai ales de dentist. Și odată n-am mai putut de durere și m-am dus la dentist. De obicei, după ce mă așezam în sala de așteptare pe scaun, îmi trecea. Cum mă așezam pe scaun în sala de așteptare, îmi trecea ca prin minune. Mă căutam, nici nu mai știam în ce parte m-a durut. Și ziceam, slavă Domnului, și plecam acasă. Nici nu ajungeam bine acasă, că începea să mă doară. Și uite așa, și am ajuns la doctor și nu știu ce mi-a făcut și am leșinat. Pur și simplu am leșinat. Și când am ieșit de acolo, după ce m-am trezit, eu mi-am zis mie, să mă doare toate măselele odată, eu nu mai vin aici. Ei, așa se întâmplă aici. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Te sfătuiesc să nu eviți doctorul. Chiar dacă ai avut o experiență neplăcută, te sfătuiesc să nu eviți doctorul. Nu evita medicamentele. Nu evita lucrurile care îți fac bine. Nu te lua după alții și nu-ți face prejudecăți. Întotdeauna doctorul este bun. S-ar putea să existe unul mai bun decât cel la care te duci. S-ar putea să nu fie nimeni cel mai bun medicament, tratament sau medic. Dar să știți că un medic slab, de cele mai multe ori, este mai bun decât absența medicului. Și Scriptura spune aici următorul lucru. Nu evita tratament. Ai nevoie de el. Dacă ești bolnav, singurul lucru de care ai nevoie este să te tratezi. Sau, dacă opțiunea morții e mai bună, ai libertatea să o alegi. 2. Interes pentru propria sănătate. Fii plin de râvnă. Dacă eu v-aș întreba în seara aceasta, e o întrebare puțin mai incomodă, dar îmi permis să vă întreb pentru că sunteți frații și prietenii mei mai mult decât frați și ne cunoaștem bine de ceva ani, vreau să vă întreb ceva. La care sănătate țineți mai mult? La cea fizică sau la cea spirituală? Stați să ne înțelegem. Că văd în privirea dumneavoastră că vreți să mă driblați. Nu vreau să vă întreb la care ați vrea să țineți mai mult și nici la care v-ar plăcea să țineți mai mult. Ce vă întreb pur și simplu la care țineți astăzi mai mult? La cea fizică sau la cea spirituală? Vă rog să nu-mi răspundeți. Pentru că nici dumneavoastră nu vă place să răspundeți și nici mie nu-mi place să aud ce spuneți. Adevărul este, din capul locului limpede, că noi ținem mai mult la sănătatea fizică. Să vedeți cât de mare e paradoxul acesta. Trupul ăsta, oricât de mult l-am îngrijit, mâine îl mănâncă viermi. Ne este dat ca un echipament exterior să găzduiască sufletul și duhul. Oricum ne dezbrăcăm de el ca de o haină groasă când vine vara. Ceea ce este valoros este conținutul, nu ambalajul. Și ciudat este că noi subapreciem conținutul care are valoarea și punem așa de mare preț pe ambalaj, ca și cum ar fi invers. S-ar putea să fie puțin ridicol îndemnul meu, dar vă sugerez, frați și surori, următorul lucru. Fiecare zi pe care o trăim se consumă din zilele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și cu fiecare zi pe care o trăim ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu care ne va judeca. El nu ne va judeca după cum ne judecă oamenii, că judecata oamenilor este așa cum este, să nu intrăm în amănunte. Însă judecata lui Dumnezeu este dreaptă și putem avea încredere în ea. Scriptura ne spune, ai interes pentru sănătatea ta spirituală. Adevărul este că dacă eu nu am interes pentru sănătatea mea spirituală, pastorul nu poate avea suficient interes pentru mine. El îmi dă sugestii, mă ajută în rugăciune, dar eu trebuie să am grijă să nu mănânc cu tare lucru sau să mănânc ce trebuie pentru ca sănătatea mea să fie bună. Încă ceva ce sugerează medicul. 3 pastile de pocăință și acceptarea urgentă a unei consultații medicale și a unui tratament medical de rigoare. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa și așa mai departe. Consecințele bolii sunt următoarele. Orbire. Aș vrea să închei făcând o aplicație practică împreună cu dumneavoastră. Concluziile la predica pe care am prezentat-o sunt următoarele. Efes are leucemie, adevărul bun și dragostea slabă. Smirna este sănătos. Pergam și el are leucemie,
Însă dezechilibru este diferit. Dragostea este bună și adevărul este slab. Tiatira este plină de infecție. Sardes este cancer, tumoare. Filadelfia este sănătos și de asemenea Laodicea este foarte bolnav. Și acum vreau să fac două, trei afirmații. Orice boală fizică este vindecabilă dacă te duci la doctor? Este adevărat într-o oarecare măsură această afirmație. Dar orice boală, dar absolut orice boală spirituală este vindecabilă dacă te duci la medic. Nu întotdeauna dacă ai o boală fizică, când mergi la doctor te faci sănătos. Dacă ai cancer, nu știu dacă te mai faci sănătos. Dar dacă ai o boală spirituală, oricare ar fi ea, dacă te duci la medic, te face sănătos. Omul care se duce la Dumnezeu, fiind conștient de vinovăția lui, prin simplu fapt că se duce la Dumnezeu, Dumnezeu se bucură. Dacă sunteți părinți, trebuie să acceptați că noi ne bucurăm de inițiativa copiilor de a veni la noi să ne spună: tati, mami, iartă-mă, uite, am făcut prostia asta. Eu știu că nu-ți place, știu că te superi, dar nu mai pot repara, te rog, iartă-mă pentru ce am făcut. Sunt atât de încântat de inițiativa copilului meu de a-și cere iertare, încât pur și simplu uit că a greșit. La fel este Dumnezeu. Dacă ești o persoană care în vremea aceasta ești bolnav undeva în trupul tău spiritual, în viața ta spirituală, du-te la Domnul. El este medicul tău. El te poate vindeca. El te poate vindeca de păcatul vorbirii. El te poate vindeca de păcatul gândirii, de păcatul sentimentelor, de păcatul imaginației păcătoase, de alte păcate care devin automatisme comportamentale, adică te robesc, de genul alcool, țigări, pornografie și altele, să nu le mai înșiri. Dacă ești bolnav de astfel de boli, dacă astfel de viruși au intrat în viața ta și nu mai poți să-i scoți afară, singura soluție înainte să mori este invitația Ministerului Sănătății, dacă îmi permiteți, să vă duceți la doctor. Frați și surori, puteam să țin o predică mai harismatică prin mila Domnului, dar am ales să vorbesc cu dumneavoastră într-o manieră puțin mai lămurită și mai liniștită, pentru că sunteți frații mei, pentru că și dumneavoastră sunteți atacați de virus ca oricare alt creștin. Și să vă spun următorul lucru: dacă vă pierdeți viața, nu mai rămâneți cu nimic. Singurul lucru pe care îl aveți este viața. Țineți la ea, pentru că dacă ați pierdut-o, nu mai rămâneți cu nimic. Sănătatea spirituală depinde de noi, nu de Dumnezeu. Nu de pastor, nu de familie, depinde de noi. Asta înseamnă că trebuie să veghem asupra sănătății noastre spirituale. Așa cum ne întreținem sănătatea fizică, stimate surori, cea mai simplă femeie dintre dumneavoastră investește câteva minute pe zi pentru cosmeticizare. Să presupunem că este aici cu noi o soră care nu își face make-up, care, în sfârșit, foarte, foarte, foarte simplă, la limită, la extremă de simplă. Dar chiar și femeia aceea investește ceva timp în zi ca să se aranjeze un pic. Se uită puțin în oglindă, se învârte în fața ei, își aranjează părul, să nu zicem că se vopsește și altceva, ci extrem de simplă. Dar chiar și femeia cea mai simplă investește ceva timp să fie sănătoasă și să arate bine. Dragii mei, la fel este sănătatea spirituală. Nu poți fi sănătos spiritual, frumos, aranjat, decent, pedant, timp în care nu cheltuiești nimic ca să fii așa. Fii sincer, câte minute te rogi dimineața? Te rog, fii sincer, câte minute te rogi dimineața? Câte minute te rogi seara? Te rogi cu partenerul? Dar fii sincer, te rogi sau nu? Acum vreau să te întreb ceva. Cum îți permiți să nu faci asta? Cum? Mă mir că ai rezistat până acum, s-a ascult predica. Cum îți permiți să nu faci asta? Omule, ia-ți nevasta de mână seara și rugați-vă amândoi. Rugați-vă amândoi. Vorbiți unul cu altul și apoi vorbiți amândoi cu Dumnezeu. Preocupați-vă puțin de sănătatea voastră. Nimănui nu-i pasă de sănătatea dumneavoastră dacă dumneavoastră înșivă nu vă pasă. Câte versete din Scriptură citiți într-o zi? Vedeți? Noi suntem creștini grozavi, fără să ne rugăm, fără să citim Biblia, fără să avem o relație de părtășie cu pastorul, fără să ne implicăm în părtășiile frățești,
Noi suntem niște creștini extraordinari fără lucrurile astea. Astea au fost pentru creștini slabi de genul Pavel, Petru și alții. Ascultați-mă, creștinismul nostru poate deveni ieftin, mediocru, superficial, pentru faptul că nu investim în el. Dăm zeci de mii de euro pe mașini și nu avem 5 minute să ne rugăm. Și pentru ăia zeci de mii muncim ca niște disperați de noaptea până noaptea și nu mai avem timp să dormim. Nu-i cinstit să ne cheltuiem viața pentru niște fiare care ruginesc. Iar pentru acest suflet pe care ni l-a dat Dumnezeu, nu avem timp 10 minute pe zi și o să mergem departe de Domnul. Nu vreau nici să vă sperii. Nu vreau nici să vă conduc într-o stare de dezamăgire. Vreau doar să vă spun următorul lucru. Vremea pe care o trăim noi nu este o vreme care ne ajută spiritual. Există multă confuzie. Există foarte multă toleranță spirituală. Este tolerată bârfa, politica bisericească, mediocritatea, răutatea între frați, invidia și multe alte păcate de genul acesta. Ele sunt tolerate, au devenit normale. Într-o astfel de vreme, să știți că copiii noștri pe care îi creștem în adunare cresc într-o teribilă confuzie. Pentru că predica de aici nu seamănă deloc cu predica de acolo. Aș vrea în seara aceasta să fim conștienți de următorul lucru. Dacă murim, să știți că nu mai trăim. Ori noi trebuie să ne păzim sănătatea spirituală. Frați și surori, cel mai des întâlnit medicament aici este pocăința. Dintre toate medicamentele din farmacia Domnului, cel mai des întâlnit este pocăința. Foarte des, este aproape nelipsit medicamentul acesta. Care este cel mai des întâlnit medicament în lumea reală, în lumea medicamentelor? Știu, algocalmin, Tylenol, penicilină, aspirină, care e cel mai întâlnit? Ceva ce ia toată lumea, cum te doare capul tot pe la ei, dacă te doare genunchiul tot pe la ei. Cel mai des întâlnit, cel mai frecvent, cel mai utilizat, care este? Nu știm bine care, dar în domeniul spiritual să știți că medicamentul de bază este pocăința. Omule, pocăință înseamnă să te smerești, să te uiți la tine cu ochii lui Dumnezeu în mod critic, să ai puterea să-ți ceri iertare și de la oameni și de la Dumnezeu dacă ai greșit sau dacă ai păcătuit și fii sigur că faci asta. Să nu te fudulești și să nu te mândrești. Să te uiți cu maximă exigență la viața ta și tot timpul să înghiți câte o boabă de pocăință, pentru că asta îți face bine dumitale și casei dumitale. Aș vrea să încheiem și să ne rugăm Domnului în această seară, dar nu înainte de a provoca frățietatea prezentă în această seară aici, la rugăciune personală. Dragii mei, ascultați-mă, la ce ne-ar folosi nouă, care venim de departe, 20, 30, 50 de ani de pocăință, să ajungem să contactăm un virus mortal și să murim înainte de vreme, mergând în țărâna pământului, timp în care am mai putea să trăim dacă am veghea asupra sănătății noastre. La ce ne-ar folosi după atâția ani de pocăință să ne permitem anumite lucruri pe care cândva le-am judecat la alții și acum am început să le facem noi și familiile noastre, datorită unei atitudini de toleranță exagerată, nepermisă și ciudată. Aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați început să faceți în ultimul timp lucruri pe care altădată nu le făceați? Câți dintre dumneavoastră ați obosit să mai faceți lucruri pe care le făceați altădată? Vizitați bolnavii? Citeați Biblia? Veneați la rugăciune? Îl întrebați pe pastor, pot și eu să fac ceva în biserică, dacă vreodată ai pe cineva de găzduit, sau dacă vreodată ai nevoie de prăjitură pentru desert, poate e o masă la adunare, sau, te rog frumos, contactează-mă și pe mine. Mai faceți lucrurile acestea? Frați dragi, pocăința, să știți că este un lucru mare, dar e format din lucruri mici. Pocăința este cel mai mare lucru format din cele mai mici lucruri. Și aceste lucruri foarte mici, puse la oaltă, formează cel mai mare lucru, adică pocăința noastră. Degeaba suntem buni la ceva dacă suntem răi la altceva. Vă rog în această seară, acceptați să vă verificați viața. Uitați-vă la dumneavoastră cu ochii medicului, cu ochii aparatelor cu care el vă verifică. Și priviți rezultatele testelor, întrebați-vă ce fel de oameni sunteți, care vă sunt gândurile, anturajul, prioritățile, valorile. Și înainte să plecați, lăsați-L pe Dumnezeu să vă dea o rețetă de medicamente cu care să îmbătrâniți.
buzunar. Și în fiecare zi să luați boabele astea. Verificare personală, veghere, pocăință și așa mai departe. Mă rog lui Dumnezeu să țineți la sănătatea dumneavoastră spirituală. Pentru că dacă vă îmbolnăviți, să știți că vă veți despărți de Domnul pentru întotdeauna. David, când a păcătuit, de un singur lucru i-a fost frică. N-a spus, Doamne, nu mă pedepsi. Știa că Dumnezeu îl va pedepsi ca să nu-l pedepsească odată cu lumea. A spus doar atât, Doamne, nu-l lua pe Duhul Sfânt de la mine. Asta înseamnă, chiar dacă mă pedepsești, iartă-mă și nu mă lepăda de la fața ta. Noi facem suficiente păcate, pocăiți fiind, ca Dumnezeu, dacă ar ține cont doar de dreptate și nu și de dragostea Lui, ne-ar lepăda de la fața sa. Dar dacă Dumnezeu vede în noi regret, remușcare, mărturisirea păcatului și părăsirea Lui, atunci Dumnezeu vede în noi condiția care ne-a cerut-o ca să ne ierte de păcatul pe care l-am făcut. Frați și surori, haideți să stăm împreună înaintea Domnului, să ne cercetăm viața, să ne pocăim în mod responsabil și conștient și să plecăm de aici cu fața senină și cu inima liberă, că am primit de la Dumnezeu rezultatul testului care este perfect sănătos. Vă invit să ne ridicăm în picioare și împreună să ne rugăm Domnului cu inima.